Bună bărbec și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 7-13 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia bărbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, Primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Berbec în această săptămână. În primul rând, Berbecul este foarte norocos săptămâna aceasta prin intermediul unor rude. Deci cumva niște rude îi aduc noroc berbecului. Cineva acolo care are o cunoștință, îți poate da o veste, te poate ghida, te poate orienta. Dar tot pentru berbec discutăm despre o săptămână în care uite, reușiți să rezolvați niște lucruri foarte importante care țin și de trecutul vostru și de casa voastră și de bani. Pentru unii pot fi chestiuni care țin de planul spiritual iarăși. Deci, Uh, poate tot felul de activități din acestea da, de familie pe care uite acum reușiți să le rezolvați. Uh, e ca și cum dați un ban, dar stați în față. Da? Uh, Bărbăcul de asemenea are ocazia să rezolve în această săptămână uh, pentru că vei lua atitudine da, în această săptămână și vei rezolva niște probleme restante, adică lucruri care au rămas acolo în trecut. Din diferite motive, da, nu s-au rezolvat, nu contează. Și acum ai ocazia da, dar cum e ocazia asta prin a lua tu atitudine, prin a. Prin a fi lider până la urmă, da, prin a fi șef șeful familiei, șeful trebulei. de asemenea, bărbecul poate rezolva săptămâna aceasta. Niște probleme de pe la muncă, tot așa vechi sau poate niște probleme de sănătate. multe drumuri pe care bărbecul le poate face în această săptămână discuții de calitate pe care le porți. Dar pentru cei mai mulți dintre voi, săptămâna aceasta puteți să aveți o discuție norocoasă sau o negociere norocoasă, care, dragi bărbați, poate să țină și de o relație și de o colaborare. Pentru unii bărbați poate chiar discutăm despre a vă renegocia cumva poziția pe care o ocupați la muncă. Bine, este și o săptămână cu niște responsabilități și tot în această săptămână, bărbăcul trebuie să sacrifice, să abandoneze, să-și ia gândul, fie de la o relație, fie de fie de la o colaborare, da? Sau este despre a lăsa de la tine, poate să fie și asta. Tot această săptămână, bărbăcul ar trebui să acorde o mai mare atenție relației cu autoritățile, pentru că, pentru că acolo pot apărea mici mari conflicte. Este despre a închide ceva, sau este despre a elimina ceva, de asemenea, bărbecul ar trebui să mențină săptămâna aceasta un stil de viață cât se poate de sănătos Și vedeți voi, dragi bărbeci, acolo unde sunt lucruri ascunse, amânate, lucruri secrete, uite acum pot ieși la suprafață în această săptămână de asemenea, vezi tu, reușești să rezolvi tot felul de lucruri interesante da, în săptămâna aceasta. Așa cum am zis, ești prins și pe drumuri lungi, ești prins și pe responsabilități mari. Însă, uite, tot în săptămâna aceasta să știi că ai prieteni care sunt alături, ai oameni valoroși care te pot ajuta, te pot ghida. Apoi, este o săptămână, dragi bărbești, în care uite, dacă așteptați un răspuns legat de un împrumut, o bancă, o moștenire, ceva legat de bani, răspunsul ăsta poate să vină în această săptămână. Da? Și bineînțeles, uite, Jupiter începe retrogradare în această săptămână și ușor, ușor o să simți faptul că um, anturajul se diminuează, o să simți că Uh, nu o să mai vrei să vorbești la fel de mult, o să simți nevoia să uh, explorezi mai mult sinele tău interior, o să simți nevoia să uh, vorbești cu oameni cât mai puțin și bineînțeles și Pluto, da aș reia mersul în, mes, în uh, mersul direct, ceea ce înseamnă că te ajută să finalizezi în sfârșit acele uh, lucruri importante, așa cum ziceam, pe care poate le-ai amânat sau știu eu care nu. Nu s-au legat la timp până la urmă. Da? Că uneori nu le amânăm noi, uneori nu se leagă atunci când, când trebuie. Hai să vedem, dragi bărbeți, și arhanghelii ce zic, ce trebuie voi să știți pentru săptămâna 7-13 octombrie pentru bebec. Și avem așa bucuria divină, cifra nouă, foarte importantă pentru tine, culorile importante, mov, albastru, galben, roz, iar arhanghelul Zadakiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghitare. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Deci, bărbăcul reușește să se elibereze de ceva puțin complicat. Uh, rugăciunea să știi că te ajută foarte mult în această perioadă, meditația și, uite, chiar ideea de iertare, ideea de a nu încerca acolo tot felul de lupte de putere. Că oricum, verbecul săptămâna aceasta nu o să vrea, o să zică, uite, hai să rezolvăm problema, las de la mine, hai totul sau nimic, dar vreau să mă știu eliberat de toată uh, povestea asta până la urmă. Da? Hai să vedem și tarotul ce vrea să transmită pentru bărbec. 7-13 octombrie. Pentru bărbec. O carte a ieșit. Asul de bâte. Și aici avem diavolul, da? O legătură cu un capricorn. Regele de cupe. Uite, poate să o dependență aici emoțională pe care în sfârșit reușești să o rupi, în sfârșit reușești să rezolvi. Pentru berbec poate să fie și o săptămână în care te concentrezi foarte mult pe bani, pe planul material. Dar, așa cum ziceam, eu cred că este o săptămână în care pentru unii bărbeci puteți să aveți o dorință foarte mare aici, fie de a controla ceva, fie de a vă elibera dintr-o chestie puțin complicată. Parcă e ceva legat de sufletul vostru, de familia voastră și care acum știu eu se poate rupe. Asul de băte, deci foarte mult entuziasm într-o relație, activități noi pe care le faci împreună cu oamenii din jur, dar unii bărbeci poate vă îndrăgostiți săptămâna aceasta sau vă găsiți o activitate care vă oferă energie, putere, care vă ajută să vă creșteți frecvența. Patru de cupe la baza manifestărilor tale. Este și o săptămână în care bărbecul simte nevoia de odihnă. Patru de cupe poate să însemne și faptul că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, doar că nu e neapărat nevoie că se întâmplă ceva rău, ci mai degrabă e doar așa o stare de, de spirit. Apoi avem nouă de cupe în inima ta, deci o bucurie foarte mare pentru berbec din punct de vedere personal. Tot nouă de cupe poate să însemne și o săptămână în care se întâmplă evenimente care ție îți creează foarte mari emoții. Realizezi ceva, te bucuri de ceva. În mintea ta este steaua, o legătură cu zodia vărsător pentru unii dintre voi, Steaua aici să știți că poate să reprezinte și o noutate plăcută care apare și care ține de muncă, dar pe de altă parte steaua poate să reprezinte și o legătură foarte puternică pentru unii, fie cu grupuri mari de oameni, fie cu zona de online. Apoi avem faetonul, o legătură cu zodia rac, un drum pe care cineva îl face către tine. Sau faptul că tu în această săptămână dai startul unor demersuri importante, acest aspect va influența foarte mult oamenii din jurul tău. Însă este clar pentru Berbec faptul că apare aici o mutare, o schimbare. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regina de spade poate să însemne și faptul că bărbecul reușește să rezolve ceva din punct de vedere legal. Dar văd aici și o legătură cu o persoană mai rece, mai rațională. Nu este neapărat o persoană rea, cât mai degrabă femeia asta vede lucrurile foarte clar și atunci te poate ajuta în toată povestea aceasta. Unii poate aveți legătură cu o persoană care nu prea și exprimă sentimentele, emoțiile. Ultima carte în drăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, dar tot pentru bărbec poate să fie și o săptămână în care lucrurile încep să arate mai bine. Poate să fie și o săptămână în care apare cineva, poate la locul de muncă sau uh, pentru unii, poate chiar este vorba despre o persoană din jurul vostru care vrea ceva serios, vrea ceva stabil, doar că persoana aceasta e foarte dură, da, sau e foarte rece. Uh, pentru unii mai văd aici și o bucurie. O bucurie care apare în, în jurul vostru, poate are legătură și cu munca, așa cum v-am spus, pentru că se vede aici clar, fie o pasiune pe care vă descoperiți, fie o veste bună care apare, fie pentru unii chiar apare dragostea de a la prin jurul vostru. Dragi verveci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru bărbec în această săptămână. Te îmbrățișez cu dragă, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc o săptămână cât mai frumoasă!